Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Up Electricity. Tema de astăzi va aborda câteva noțiuni de bază din capitolul curent alternativ. Practic vom face o mică introducere în acest capitol prin prezentarea și descrierea unor mărimi. În curent alternativ lucrăm cu mărimi periodice. Tensiunea electrică, intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, da, avem tensiunea electrică, intensitatea curentului electric, fluxul magnetic, sunt mărimi periodice. Iar variația în timp a lor este o formă sinusoidală. Generatoarele din construcția centralelor hidroelectrice sau termoelectrice sunt generatoare trifazate sincrone care produc o tensiune electromotoare alternativă sinusoidală. Ce este o mărime periodică? Mărimea periodică este acea mărime variabilă în timp, ale cărei valori sunt generate în aceeași ordine la intervale de timp egal. Să analizăm intensitatea curentului electric alternativ care are forma sinusoidală. Pentru acest lucru o să luăm sistemul de axe XY delimităm valorile de maxim pentru alternanța pozitivă și cea negativă și o să alegem 5 pătrățele, aici 5, iar 5, iar 5 și iar 5 și să trasăm intensitatea, forma curentului. Practic, intensitatea curentului pornește din 0, urcă la valoarea maximă, pornește din 0, urcă la valoarea maximă, de la valoarea maximă scade către 0, da, și intersectează axa timpului, da, practic aici are valoarea 0, urmează în valori negative în continuare, da, și crește în aceste valori negative și ajunge la un maxim negativ, după care scade și intersectează din nou axa timpului și aici are valoarea iar 0 apoi valorile se repetă. Practic, intervalul acesta se numește perioadă. Aici este perioada, iar aici avem semiperioada, T supra 2. Originea axelor, 0. Intersectează axa OX în punctul A și în punctul B. După această perioadă,
Curentul repetă forma. Da? O să avem o altă perioadă, T. După aceea, o altă perioadă, T. Și așa mai departe. Practic, acest interval minim de timp, după care se reproduc în aceeași ordine valorile unei mărimi, se numește perioadă. Se notează cu T mare, este perioada, iar unitatea de măsură în sistemul internațional este secunda. Numărul de perioade cuprins în unitatea de timp, adică într-o secundă, se numește frecvența și se notează cu F mic. F frecvența. Această frecvență este inversul perioadă, 1 supra T. Unitatea de măsură în sistemul internațional pentru frecvență este herțul. Și după cum știm, în cazul rețelei din țara noastră și în mai multe țări din lume, frecvența standardizată este 50 de herți. Adică într-o perioadă, într-o secundă, sunt 50 de perioade ale tensiunii sau intensității curentului electric. Deci, practic, într-o secundă, da, avem 50 de perioade. Sunt țări unde frecvența este de 60 de herți. Exemplu, în Statele Unite ale Americii, aici F frecvența 60 de herți. Se pune totuși o întrebare. Ce valoare are perioada intensității curentului electric, da, cu frecvența de 50 de herți? Pentru acest lucru, pornind de la formula frecvenței, frecvența este inversul perioadei, adică 1 supra T, de unde rezultă că perioada este inversul frecvenței. Adică 1 supra 50, ceea ce înseamnă 0,02 secunde sau putem să spunem 20 de milisecunde. Expresia matematică a intensității curentului electric sinusoidal are următoarea formă. I mic este I maxim sinus de omega t plus gamma. Valorile maxime pe graficul nostru, aici avem maxim pozitiv plus I maxim, iar aici avem maxim negativ, minus I maxim. Practic, acest I mic, da, reprezintă valoare instantanee. A intensității curentului electric. IM
este valoare maximă iar omega t plus gamma reprezintă argumentul funcției sinus și se numește fază. Omega t plus gamma fază. Practic este unghiul. Iar acest gamma se numește fază inițială. De asemenea, o altă mărime specifică în curent alternativ este omega, se numește pulsația. Iar acest omega este 2pi înmulțit cu t sau 2pi supra f, pentru că am văzut că perioada este inversul frecvenței. Unitatea de măsură pentru pulsație în sistemul internațional este radian pe secundă. Referitor la valoarea maximă a curentului, da? Și am văzut pe grafic valorile, maxime și minime, această valoare maximă, IM, este radical din 2 înmulțit cu I, unde I reprezintă valoarea efectivă I. Efectivă a curentului sau valoare eficace. Din punct de vedere fizic, valoarea efectivă a unui curent alternativ este valoarea unui curent continuu care produce pe un rezistor același efect termic ca și curentul alternativ care îl parcurge. Măsurarea valorii efective este metoda prin care facem echivalența între două tipuri de circuite, unul în curent continuu și celălalt în curent alternativ, indiferent de forma sau de natura formelor de undă sinusoidale, dreptunghiulare sau orice altă formă. Dacă la un aparat de măsură avem funcția true mean square, da? Înseamnă că aparatul măsoară precis valori efective în curent alternativ, da? Curent sinusoidal și tensiune sinusoidală. Pentru că acest RMS este rădăcina pătrată a valorii medii a funcției pătrat a valorilor instantanee. Exemplu, dacă valoarea efectivă a unui curent este, să dăm o valoare, I egal 20 de amperi, cât este valoarea maximă a intensității curentului electric? Valoarea maximă, am văzut că acest I maxim, radical din 2, înmulțit cu valoare efectivă, în cazul nostru, radical din 2 aproximăm cu o singură zecimale, 1,4, da?
înmulțit cu 20 este egal cu 28 ampere. Iar expresia instantanee a curentului putem să o scriem, da, că I este 28 sinus de omega t plus gamma. Da, pentru că am văzut că I este radical din 2 I efectiv. Practic, valoarea maximă. Aceasta a fost o sumară introducere în teoria curentului alternativ. Informații referitoare la mărimile sinusoidale, mai exact, în cazul nostru, curentul sinusoidal. Mulțumesc pentru vizionare și spor în toate în continuare.